În țara noastră, peste 35.000 de persoane sunt bolnave de hepatită. Medicii spun că cel mai probabil numărul lor este mai mare, întrucât deseori bolnavii nu se adresează la specialiști. Noi în raion, de asemenea, s-au micșorat indicii pe parcursul ultimilor ani. De exemplu, hepatita virală B, de la 13,5 în anul 2000, la 2,2 în anul 2014 și la 0,65 în 2016. Trag atenția că în structura hepatitelor virale nu sunt numai hepatitele B, C și D, dar este și hepatita E, hepatita F, hepatita A, care se întâlnesc A și hepatita F și E, G, se întâlnesc mai rar, dar hepatita A taman este o problemă de sănătate în momentul actual, deoarece după o perioadă de 10 ani, razică, s-a intensificat procesul epidemic pe întreaga Republică. Vreau să trag atenție că hepatita virală A face parte din grupul bolilor care se numesc bolile mâinilor murdare. Potrivit medicilor, hepatita reprezintă simptome asemănătoare gripei, dureri articulare și o stare de oboseală accentuată. Totodată, specialiștii accentuează despre tratamentul gratuit. Care ar fi? Simptomii nu sunt. Poate fi ceva fatigilitate, ceva dureri în rebordul costal drept, puțin greață. Și aceste câteva zile când propriu s-a început hepatita, hepatite virale acute practic nu le observăm, nu le găsim când se prezintă lumea. De acum e stadiul de hepatită cronică. Tratament practic nu exista până nu demult, fiindcă e virus și preparatele antivirale sunt în elaborare continuă. Aceste preparate care au fost achiziționate în prezent de țara noastră și cu ajutorul guvernului, pentru prima dată guvernul participă la acest proiect cu 35 de milioane, pe urmă cu 70 de milioane și procesul continuă și ne ajută Europa, se numesc preparate cu acțiune antivirală directă. Și primele rezultate care se zic așa ne-au dus chiar într-o euforie. Eu mă bucur împreună cu acești bolnavi. Actualmente, populația Republicii Moldova beneficiază de vaccinare împotriva hepatitei. Aceasta este inclusă în programul național de imunizări, fiind accesibilă și gratuită. În prima jumătate a anului curent s-au înregistrat 28 cazuri de boală cu hepatită virală A în 9 localități ale raionului Florești. Riscul de infectare pe parcursul vieții este de 20-60%. În scopul reducerii în continuare a morbidității prin hepatitele virale B, C și D acute, cronice și ciroze, la 17 mai 2017 a fost aprobat de către guvern programul național de combatere acestor infecții pentru anii 2017-2021.